te salut și îți spun bine ai venit la încă un episod din acest sezon al Human Centric, un podcast cu și despre oameni în afaceri. Numele meu este Bogdan Băbălău Maghiar și am pornit acest proiect din pasiune, din pasiune pentru oameni și pentru leadership. Iar alături de invitații mei super profesioniști din diferite domenii, ne dorim să-ți oferim informații valoroase pe care să le poți utiliza în interacțiunile tale cu alți oameni sau ca să-ți conduci mai eficient oamenii, echipa sau organizația ta. Astăzi îl am alături de mine pe Sorin Popa, care este CEO al John Maxwell Team România. Sorin este un super pasionat de leadership, se vede asta prin modul în care vorbește și prin modul în care transpune informația. Iar din această pasiune am încercat să iau și o bucățică pentru a-ți o transpune ție și a te ajuta să înțelegi cum poți să devii un lider mai bun și cum devenind un lider mai bun să poți să impactezi echipa sau organizația ta. Dacă vrei să devii un lider mai bun sau dacă vrei să crești valoarea echipei și a organizației tale, rămâi cu mine până la final pentru a asculta informațiile valoroase pe care Sorin ni le oferă astăzi. Acestea fiind spuse, hai la discuția mea cu Sorin. Salut Sorin, îți mulțumesc frumos că ai acceptat să ne vedem și să avem discuția asta în cadrul podcastului. Cum ești? Salut, salut Bogdan, bine sunt, mulțumesc de invitație, mă bucur să, să fiu alături de tine și de ascultătorii tăi în, astăzi. Excelent, ne-am propus să fie un interviu extraordinar, cu multe informații valoroase, așa că avem toate premisele favorabile. Hai Sorin, să începem cu o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților mei și anume cine e omul Sorin Popa? Pentru că profesionistul îl cunoaște, mi-e vizibil, e sau era foarte mult pe scenă, din păcate acum nu mai ești fizic, ești virtual, care ai, ai foarte mult pe scenă, dar hai să vedem cine e omul Sorin Popa omul Sorin Popa, și mulțumesc de întrebare, omul Sorin Popa este proaspăt tată de un an și jumătate Felicitări. și mă bucur tare, tare mult. Mi-am dorit, mi dorit, o familie din punctul ăsta de vedere toată viața mea. Suntem, sunt împreună cu soția mea de 12 ani recent părinți. Omul Sorin Popa iubește să aibă mulți prieteni, iubește să călătorească. Acum așa ciudat este să vorbesc despre omul Sorin Popa, pentru că nu sunt, nu sunt obișnuit să fac asta, dar da, îmi place să... Îmi place să am prieteni peste tot, îmi place să socializez cu lumea, îmi place să călătoresc, îmi place să, să îmi place să ajut oamenii să crească, să-i să cunosc mai bine, să văd ce-i face, să funcționeze. Am, am mici hobby-uri legate de, de oameni și mă bucur că și sunt unul dintre cei binecuvântați să-și fi făcut și profesie din hobby mm. și din pasiunea de a-i ajuta pe oameni. Excelent. Dacă ne, am intrat deja în partea asta, împărtășește-ne, te rog care e povestea parcursului tău profesional. Da, eu am început uh, ca și inginer calculatoare. Am fost, uh, am terminat facultatea de calculatoare, m-am angajat în IT, am devenit uh, administrator baze de date, la un moment dat programator de baze de date, am lucrat uh, mai bine de 10 ani ca și um, uh, programator, cu mai, multe, cu mai multe companii și în toată perioada asta, uh, dezvoltarea personală, self-leadership, a fost pe lista mea de priorități. Când aveam vreo 20 și ceva de ani, am descoperit prima oară o carte a lui John Maxwell, se numea Dezvoltă liderul din tine. Și acolo, pentru prima oară, John vorbea despre leadership din perspectiva. Conducerii de sine și nu din perspectiva conducerii de alți oameni. Și mi s-a părut interesant, am decis să aprofundez tema asta. Și în următorii ani, pe măsură ce eu evoluam ca și inginer calculatoare, în paralel încercam să investesc în dezvoltarea mea personală. Citeam cărți, mergeam la seminarii, am fost și în afara țării, discuții peste discuții cu, cu oameni care. Erau la fel de pasionați, cel puțin la fel de pasionați ca și mine, de propria lor dezvoltare. Și asta a început să se vadă. S-a văzut în IT, am, am avut o evoluție în IT mai bună decât majoritatea colegilor mei de facultate, deși la învățătură nu pot să spun neapărat că eram cel mai bun. Dar partea asta de dezvoltare personală, de self-leadership m-a ajutat foarte, foarte uh, mult Până când, în urmă cu aproape, de fapt chiar cu 10 ani în urmă, în 2010, am avut ocazia să-l să cunosc pe Paul Martinelli Paul Martinelli la momentul respectiv era un uh, speaker internațional, trainer, coach, mentor pentru mii de oameni Am avut ocazia să-l aducem în România în cadrul unui uh, eveniment la una din companiile unde eu lucram ca și it -st. Și m-am împretenit cu, împretenit cu Paul Martinelli și a început să mă mentoreze. A văzut cam care era parcursul meu, deja vorbeam în public, îmi plăcea să vorbesc în public, îmi plăcea să vorbesc despre creștere, despre leadership. Eram deja cumva vândut ideii că succesul în viață este foarte, foarte strâns legat de dezvoltarea personală a fiecăruia dintre noi și de nivelul nostru de, de conducere de sine. Și a început să mă ajute în direcția asta și să mă mentoreze, iar un an mai târziu, când el s-a asociat cu John Maxwell și au creat proiectul John Maxwell Team, m-a invitat să fiu parte din, din acest proiect și, bineînțeles, că răspunsul meu a fost pozitiv, iar de atunci, încoace, călătoria mea a, 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 a intrat, să zic așa, pe făgașul pe care eu îl visam de ani de zile și, și așa am început să fac ceea ce mi-am mi dorit cu adevărat întotdeauna. De ce ai ales John Maxwell, Tim? Eu l-am cunoscut pe John Maxwell prin intermediul cărților când aveam 20 de ani. Mi-a mi vorbit cumva, a fost așa pe sufletul meu. Am cunoscut, am citit mulți autori. Am, mi îmi place să spun, am cunoscut mulți autori, dar prin intermediul cărților. că personal, până la 20 de ani, nu cunoscusem foarte mulți. Însă, prin în intermediul cărților, am cunoscut mulți. Însă, John Maxwell. Când vorbea modul său de a pune problema și de a se adresa oamenilor prin intermediul cărților, cumva era pe nivelul meu sufletesc, pe nivelul meu, nu doar pe nivelul meu de înțelegere logică, ci pe nivelul meu de înțelegere emoțională. Și asta m-a făcut să-i dau mai multă atenție, să cumpăr mai multe cărți de ale lui, să-l să, să caut pe internet. Uh, el e și mulți dintre cei care l-au citit pe John Maxwell știu, el e la bază pastor și cumva. Deși nu mai practică foarte des uh, activitatea uh, pastorală, e, e trainer, e autor de cărți, e, e mentor în, în lider și pentru companii foarte, foarte mari, dar la bază, când a pornit în călătoria vieții lui, a fost pastor și se simte asta în modul în care uh, vorbește. Se simte că, că iubește oamenii și că îi pasă de oameni și că omul e pe primul plan și nu profitul și nu banul, și nu și cumva, când citești cărțile lui, n-ai cum să nu simți că îți vorbește un, un prieten care își dorește să te, să te ajute. Asta am simțit eu când aveam 20 și ceva de ani, și asta m-a făcut să mă duc tot mai aproape. N-am știut că voi ajunge în cercul lui intern, n-am știut că voi fi reprezentantul lui în România la un moment dat, însă felul în care punea problema m-a determinat să, să, să mă duc tot mai aproape, tot mai aproape, tot mai aproape de el. Și dacă tot am intrat vorbind despre John Maxwell Team, spune-ne care sunt planurile și obiectivele pentru John Maxwell Team în România. Da, planurile sunt mari. Scopul nostru ca organizație este să, să formăm lideri care la rândul lor să adauge valoare în businessurile lor, în companiile lor, în mediile în care lucrează. Și când spun lider, nu mă refer neapărat la conducător sau la team leader sau la conducător de oameni, ci pur și simplu oameni care își doresc să, să, crească și, să, și cărora le pasă nu doar de propria persoană, ci și de cei din jur și vor să, vor să adauge valoare. Deci cumva ne dorim să... Ne dorim să ridicăm nivelul de leadership în România folosind curicula și materialele dezvoltate de John Maxwell și de echipa lui în ultimii 30 de ani. Ca și proiecte majore, chiar anul acesta lansăm și sunt mândru, cred că e primul podcast pe care, în care vorbesc despre acest lucru, urmează chiar luna asta să lansăm o mișcare internațională care se numește Schimbăți lumea, Change Your World care va fi gratuită, multe din activitățile noastre sunt, uh, sunt gratuite, avem și părți comerciale pentru companii, dar uh, mișcarea asta, Change Your World, este o mișcare uh, gratuită care ne va ocupa, să zicem așa, următorii ani, în care ne-am ne propus să aducem, uh, să aducem valorile în atenția uh, românilor, pentru că și John, și eu, și, și toți cei cu care am uh, interacționat uh, în Universul Maxwell în ultimii ani, Simțim că problema societății în ziua de azi, și nu doar în România, în toate țările, e poate, nu știu dacă neapărat lipsa de valori, cât necunoașterea uh, valorilor personale. Și, și o societate sau o comunitate care nu este în contact cu propriile valori, nu le, le lasă la voia întâmplării, nu, nu lucrează la valori, își va alege în continuare lideri greșiți, își va alege în continuare și cumva asta... Se va perpetua și de acum încolo situația până când, până când nu începem noi ca și comunitate să, să, să lucrăm mai bine la, la valorile personale. Și vrem, să începem să mergem în firme, să mergem în organizații, să mergem în companii cu traininguri, materiale, discuții. Orientate în jurul valorilor personale. Valorile sunt fundația oricărei transformări și oricărui proces transformațional. Și ne-am și, și ne propus, iar John a creat o întreagă curiculă în jurul acestor concepte, ne-am propus ca în perioada următoare de câțiva ani să apăsăm puternic pedala în jurul, în jurul valorilor individuale. Credem că un om care, care are valori puternice și își cunoaște valorile va avea mult mai mari șanse să obțină resursele, uneltele, ideile, mediul, oamenii de care are nevoie pentru celelalte părți ale călătoriei sale. Ca să confirm ceea ce spui, am avut înainte într-un din episoadele anterioare un interviu cu Marius Ștefan de la Autonom. Și uh -huh. că și el mi-a spus exact același lucru. momentul în care a stabilit valorile și a început cu valorile, care apoi s-a transpus în viziune, după care au mers în zona de ok, cum transpunem viziunea în acțiuni concrete care să ne ducă înspre acel succes, dacă putem să, să l numim așa, a transformat compania și astăzi ne bucurăm de autonom fiind o super companie în România și un model pentru alte companii. Sorin, ziceai că investiția voastră e în lider. De ce e așa de important? De ce avem nevoie de lider și de leadership? Da, și aș putea vorbi despre asta, cred că, ore în șir. Văd mulți oameni care vin și ne... ne, ne pentru că există cumva preconcepția asta ca fi lider înseamnă a, a da ordine, a conduce oameni, a le spune altora ce să facă și, și, și tu ca lider a face cât mai puțin doar și doar a le da altora. Și vin oameni și ne întreabă de ce avem nevoie, de ce avem nevoie de atâția lideri, de ce, de, ce, de ce nu investim mai mult în a face pe oameni să muncească, în a-i face pe oameni să, să producă ceva, de ce, de ce ne interesează să producem lideri. Și mă distrează afirmația asta pentru că văd de multe ori cum spuneam preconcepția asta că liderii nu muncesc, că liderii nu valorează atât cât valorează oamenii, că, de fapt, problema societății noastre nu sunt liderii. Sunt fa e faptul că oamenii nu muncesc că, și, și e greșit. Problema societății noastre și nu mă refer doar la România, este o problemă de leadership. Și pe măsură ce ne uităm în tot mai multe țări, vedem treaba asta. E o problemă de leadership. E o problemă de. De, 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 de exemple personale. Oamenii nu se mai luptă, oamenii așteaptă să li se spună ce au de făcut și ei, după aia, să încerce să facă cât mai puțin posibil pentru recompensele pe care ei le-au primit. Dacă pot să muncesc cât mai puțin pentru salariul pe care l am, e perfect. Și, și, și după aia vin șef care se chinuie să mă plătească cât mai puțin posibil pentru munca pe care o fac și toată lumea merge pe ideea asta de cât mai puțin, cât mai jos, cât mai puțin și e păcat. Leadership-ul, leadership, -ul, leadership -ul nu, leadership înseamnă modul în care eu lucrez cu mine însumi, în primul rând, nu raportat neapărat la șef, nu raportat la firmă, nu raportat la business, nu raportat la profit, raportat la mine, la valorile mele, la cine sunt eu ca individ. Modul în care eu mă conduc pe mine însumi printre toate obstacolele vieții în direcția în care eu vreau să mă duc. Un om care lucrează la ridicarea nivelului său de leadership este un om care va lucra în mai multe direcții Ale Personalității sale Va lucra la responsabilitate Va lucra la uh, curaj Va lucra la o grămadă de lucruri la, la performanță, la rezultate și așa mai departe Dar nu raportat la mediu, ci raportat la propria persoană. Și asta mulți oameni nu înțeleg. Un lider este cel care dorește să dea rezultate din ce în ce mai bune, nu pentru că e plătit mai bine sau dacă e plătit mai bine de companie. Nu dacă, dă, nu dacă văd șefii, nu dacă uh, guvernul susține, nu dacă situația economică din România este favorabilă. Nu, un lider este o persoană care își dorește să, să se auto îmbunătățească, să se, să se dezvolte pe el și să-i ajute pe cei din jur să, să, să crească, pentru că așa e el, pentru că e parte din uh, felul lui de a fi. Și cred că nu avem nici pe departe suficienți oameni care să simtă asta în interiorul lor și în, în esența lor, că vreau să cresc. Pentru mine, nu pentru salar, vreau să dau rezultate, vreau să muncesc mai mult, pentru că asta sunt și asta vreau să fiu ca om, nu pentru că mă recompensează șeful cu un bonus sau îmi dă un salar mai mare, nu pentru șef. Fac ceea ce fac și nu pentru ce fac pentru mine, și pentru cei din jurul meu care se uită la mine și pentru care vreau să devină o sursă de inspirație. E gândirea asta, eu cred că suntem departe de a avea suficient de mulți oameni, care în, în România, care să o aibă. Total de acord cu tine și. Spuneai un lucru foarte interesant: vis-a-vis -vis de îmbunătățirea abilităților. Cum poate un lider să-și îmbunătățească abilitățile de conducere? Da, la fel ca în majoritatea domeniilor din viață, eu cred că există două componente când vine vorba de creștere. Există o componentă teoretică care care o avem prin intermediul cursurilor la care participăm, trainingurilor pe care le facem, discuțiilor pe care le avem cu diversi indivizi din jurul nostru, cu mentori pe care i-am putea avea. Deci întotdeauna și e bine să existe o astfel de componentă teoretică care ne stimulează, să zicem, intelectual, ne învață, ne pune pe gânduri. Însă pregătirea nu este niciodată completă până nu există și componenta practică, acțiunea. Cum ar veni? Învățarea din acțiune, învățarea din, 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 din greșeli, învățarea din practică. Și cumva leadership nu face excepție. Cred că un lider vrea să învețe de la alți lideri, vrea să învețe din cărți, vrea să învețe, vrea să-și dezvolte abilitățile astea Din punct de vedere teoretic, după care vrea să se ducă în practică, să le testeze, să o dea în bară, <laughs> să facă o grămadă de greșeli, să se întoarcă înapoi la teorie, să se ducă iară la practică și să facă așa un fel de mișcare uh, între aceste două componente pe măsură ce el ca individ crește. Și văd, văd mulți lideri care încep să facă treaba asta în România. Eu sunt unul dintre, poate, optimiștii care cred că România este pe o direcție foarte, foarte bună. Adică, în ultimii 10 ani, de când eu mă ocup de dezvoltarea leadershipului, am văzut lucruri fantastic de bune în România. E adevărat că nu atâtea câte ar trebui, e adevărat că e mult loc de îmbunătățire, dar văd din ce în ce mai mulți. Lider de calitate, în adevăratul sens al cuvântului, în companii oameni cărora le pasă de, de, de oamenii, din jur oamenii, oameni cărora care știu să Identifice sau luptă să, învațe, să învețe cum să identifice um, oamenii de calitate din organizațiile lor și după aia să investească în ei, să, 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 să se conecteze cu ei, să-i ajute să crească, să-i ajute să dobândească abilități noi și să construiască o echipă de oameni cărora să le pese unii de alții și împreună să ducă organizația la, la nivelul următor. Văd tot mai multe organizații care încep să pună accent pe, pe lucrurile astea și nu pe vechiul mod de conducere, acela managerial în care eu știu ce am de făcut pentru că la vechiul meu loc de muncă am făcut lucrurile într-un anumit fel, vin aici cu metodologia care o am eu în cap, fiecare, la fiecare vă spun ce aveți de făcut, vă dau de lucru hai la treabă că și anunțați-mă dacă sunt probleme și vedeți că la finalul săptămânii vin să verific dacă v-ați făcut stilul ăsta începe încetişor să piardă teren și tot mai mulți oameni se îndreaptă către lideri care simt că le pasă de ei și atunci cumva Încep și oamenii în poziții de conducere să conștientizeze că e nevoie să, nu doar să știi că îți pasă de oameni, ci să înveți cum să o arăți. Și e un proces aici, e un proces care necesită pregătire tehnică, pregătire teoretică și ulterior, ulterior partea practică. Dacă tot vorbim de lideri, care crezi tu că sunt cele mai importante calități ale unui lider? Măi asta diferă, eu ce pot să-ți spun e că John Maxwell are o carte. Cele 21 de calități ale, ale liderului, John Maxwell se găsește și în, adică încă se găsește și în România. Și aici el a identificat 21 de atribute ale unui lider. Și vorbim de asumarea responsabilității, vorbim de curaj, vorbim de... Carismă, vorbim de atitudine, vorbim de competențe, vorbim de performanță și așa mai departe. Sunt 21 și chiar e un test în cartea asta, care noi uneori îl și facem cu, cu clienți când mergem în companii, în care îi punem să se evalueze pe o scară de la 1 la 10 la fiecare din aceste 21 de uh, calități, facem o medie și rezultatul este nivelul de leadership al individului respectiv, care în funcție de 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 evaluare la acele calități poate să difere de la 4 la 10. Uh, și e interesant pentru că liderul un lider nu are o anumită calitate sau două sau trei care să spui mamă dacă astea le am și dacă astea le și după care să, să fiu foarte încântat de cine le are din naștere și să spun că liderii sunt, sunt au abilități native și că trebuie să te naști cu, cu, cu sânge de lider pentru că altfel n-ai nicio șansă. Nu e adevărat. Sunt multe calități pe care liderii le au și fiecare dintre, dintre noi, ca lider, trebuie să lucrăm la îmbunătățirea permanentă a acestor calități. Pentru că din 21 de calități, garantat găsim câteva la care oricare din noi stăm poate sub. Cum ar trebui să stăm? Și tot așa găsim câteva care le avem din naștere, foarte bine dezvoltate La unele am lucrat de-a lungul, de lungul vieții Și cred că călătoria noastră de creștere ca și lider este una de îmbunătățire și de ridicare a notei La cât mai multe din aceste 21 de calități Ca să-ți răspund la întrebare că m-ai întrebat din punctul meu de vedere care ar fi eu pun foarte, foarte mult accent pe caracter. Caracter ca fiind suma valorilor. Că vorbeam și de valori mai devreme, pun mult accent și cred că. Cred că caracterul, atitudinea sunt lucruri care sunt și văd, și mă bucur să văd tot mai multe companii că pun preț pe lucrurile astea chiar deasupra competenței. Adică, competențele la locul de muncă, competențele într-o organizație, le dezvolți ulterior mult mai ușor decât poți dezvolta caracterul, decât poți dezvolta atitudinea. Adică, și dacă ar fi să angajezi un om, și am văzut mulți colegi de-ai mei, antreprenori, angajatori, care. Au zis, sunt perfect de acord cu asta. Prefer să angajez un om cu competențe de nota 7 și cu caracter și atitudine de nota 10 decât cu competențe de nota 10 și cu caracter și atitudine de nota 7, pentru că la competențe reușesc mult mai bine să-l ajut să se dezvolte în perioada următoare. Eu cred că liderii. Trebuie să aibă valori puternice, trebuie să aibă un caracter puternic, după care să înceapă să, să lucreze la toate celelalte calități. Spuneai adineauri de acei lideri care reușesc să se uite în organizație și să strângă în jurul lor alți oameni. Sunt foarte curios perspectiva ta asupra impactului pe care un lider bun îl are într-o echipă, respectiv într-o organizație. Pentru că, exact cum vorbeam înainte de a înregistra, sunt mulți care cred că partea asta de leadership e o poveste frumoasă, care sună foarte bine, dar care nu poți duce neapărat sau nu poți transpune în rezultate concrete. Cum crezi tu că impactează leadershipul, respectiv un lider, rezultatele și uh, modul în care funcționează o organizație? Da, și este o poveste frumoasă, deci cine crede că leadership-ul e o poveste frumoasă, e o poveste frumoasă, dar asta nu înseamnă că nu e și o poveste adevărată. Deci e frumoasă și e adevărată. E frumos să ai într-o organizație un lider în adevăratul sens al cuvântului, care să se comporte ca un lider, care să, să contribuie la dezvoltarea organizației ca un lider. Leadership-ul spune John Maxwell că înseamnă influență, la urma urmei. Când se trage linia, leadership-ul înseamnă influență. Modul în care lucrez cu mine însumi și mă influențez eu pe mine și ulterior modul în care influențez și pe ceilalți. Ca, ca un om să-i poată influența pe cei din jur, oamenii din jur trebuie să-i dea puterea Asupra lor de a influența. Nu poți influența un om care nu te ascultă, nu poți influența un om care, când tu apari, el pleacă, nu poți influența un om care nu crede nimic din ce spui tu. Nu merge așa. Ca să poți să influențezi un om, el trebuie să-ți dea cumva acordul să-l influențezi și, ca să-ți dea acordul să-l influențezi, să influențezi, tu trebuie să dovedești înainte niște lucruri care să câștige, să zicem, admirația, respectul omului pe care urmează să-l influențezi și el să se lase, să se deschidă. Poate nu, ne, poate nu neapărat. Conștient sau nu neapărat intenționat, dar să se deschidă cumva înspre, înspre tine din punct de vedere al uh, influenței. Pentru asta ai nevoie să, să fii dat niște rezultate, pentru asta ai nevoie să fii un exemplu, pentru asta ai nevoie să te conectezi, să-i arăți că-ți pasă, ai nevoie de toate acele calități. E, odată ce le ai și le dovedești și le trăiești și le demonstrezi și oamenii încep să se deschidă în, în jurul tău, tu începi să ai puterea de a-i ajuta pe ei să ia decizii mai repede, să treacă la acțiune, să se comporte și si încep Influența se manifestă în multe aspecte ale vieții și si ale gândirii individului pe care îl influențezi. Influența nu înseamnă manipulare. Și si de multe ori s-a discutat despre treaba asta. Manipularea este când eu îți eu, uh, uh, schimb comportamente, gândire, acțiuni în in interesul meu și si doar al meu. Influență este când te influențezi și îți schimbă acțiuni, mentalități, comportamente în interesul tău sau în interes reciproc când este win-win și și, Iar liderii influențează și influențează echipele să performeze mai mult Când ai un lider de calitate care reușește să-ți determine echipa pe care o conduce, să dea rezultate, să-și dubleze uh, cifrele, să să muncească mai mult, să stea peste program acolo unde este nevoie, să se comporte mai bine cu clienții, poate, să, să creeze produse sau servicii noi pe care până acum nu. Când ai un lider care inspiră creativitate, care inspiră acțiune, care inspiră performanțe mărite, toată lumea, toată lumea bene... câștigă din asta. Organizația crește, organizația se duce la la nivel următor, iar oamenii care muncesc mai mult, sunt mai creativi, nu simt că au fost folosiți. Nu simt, pentru că n-au de ce să simtă că au fost folosiți, pentru că este în beneficiul lor. Și cumva asta, asta ne, ne, ne dorim ca tot mai multe companii să înțeleagă. Ai nevoie de lideri adevărați în interiorul organizației. Care să mobilizeze lumea înspre viziunea organizației, înspre, înspre obiectivele organizației, de care apoi să se bucure întreaga organizație, nu doar patronul, nu doar șefii, ci întreaga organizație, să simtă oamenii din organizație că sunt parte din organizație, în, în adevăratul sens al cuvântului, iar un lider știe să facă asta. Perioada în care trăim acum, Sorin, e una destul de, nici nu știu cum să o numesc, ciudată, tulbure și. Cred că în astfel de momente liderul ar trebui să-și facă cu adevărat simțită prezența. Sunt foarte curios. Cum crezi tu că ar trebui să conducă un lider în astfel de, de momente? Da, asta e o întrebare foarte, foarte bună pentru perioada asta și s-a discutat mult și chiar și noi în organizația Maxwell foarte mult în ultimul an am discutat despre perioada asta și despre cum arată leadership în perioada asta? leadership în uh, perioada asta, și asta nu vine de la mine, vine de la John Maxwell, uh, leadership în perioada asta arată la fel ca în toate perioadele, pentru că lider liderii nu se schimbă când vine vorba de, 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 de schimbări la nivel uh, global, fiindcă leadership-ul este despre oameni. Iar um, în perioada asta, vezi foarte mulți manageri că intră în panică, că nu mai știu ce să facă, nu știu ce decizii să mai ia. Nu știu neapărat lucrurile care până acum mergeau, acum nu mai merg, nu mai funcționează. Nu mai... E, e ușor când, când, toate chestiile merg așa cum au mers întotdeauna și, și, și ți se defectează o piesă la, pe linia de producție să te duci și să o înlocuiești, pentru că în trecut când s-a defectat ai înlocuit-o și a mers mai departe producția. E ușor dar în momentul în care înlocuiești și tot nu merge, în momentul în care iei tot, toate deciziile care știai tu că dacă le iei, lucrurile își revin și acum iei aceleași decizii și lucrurile nu își revin, te panichezi. Iar managementul începe să se panicheze în vremurile astea. Liderii nu se panichează pentru că liderii nu gândesc orientat spre uh, soluții tehnice. Nu gândesc, liderii gândesc înspre oameni și întotdeauna, indiferent cum a fost uh, Lumea, într-un anumit moment, liderii s-au dus înspre oameni. Ok, nimic nu funcționează. Hai să vorbim. Știm exact care ne sunt valorile, știm exact care ne este viziunea, știm exact ce vrem să facem. Vedem că nu mai funcționează nimic din ce am făcut până acum. Ce putem să facem ca să ne atingem totuși viziunea? Ce putem să facem și stăm de vorbă și creăm împreună și inspirăm oamenii din echipele noastre, le arătăm că noi credem în ei, le arătăm că. Că, că ei sunt valoroși pentru noi ca lideri, pentru noi ca și organizație și inspirăm echipele, oamenii să, să găsească soluții și, și organizațiile care au fost conduse în perioada asta de pandemie și care încă sunt conduse de lideri autentici, au pivotat foarte, foarte uh, rapid, au început să dezvolte uh, produse sau servicii noi, au început să facă lucrurile în, în moduri diferite. Și multe din organizații, printre care și noi, în, în 2020, am obținut creștere din punct de vedere al, uh, al business-ului, tocmai datorită faptului că nu suntem legați de un anumit mod de a face lucrurile, ci suntem legați de oamenii. Care fac lucrurile și suntem legați de și punem preț pe oamenii din organizațiile pe care le uh, influențăm. Și în momentul în care oamenii întotdeauna au găsit soluții și întotdeauna au fost creativi atunci când li s-a creat spațiu și au fost inspirați și au fost stimulați să găsească soluții. Oamenii au o problemă când sunt legați de mâini și când li se spune ce să facă, cum să facă și efectiv. Când nu mai merge și nu mai e cineva care să le spună ce să meargă, toate, toate procesele încep să se, să se blocheze și să se oprească. Leadership-ul în perioada asta a înflorit și s-a văzut, s-a văzut în multe organizații și nu vorbesc doar de business și de antreprenoriat, vorbesc de organizații de stat, vorbesc de învățământ, vorbesc de medicină, vorbesc de uh, guvern, vorbesc de toate, s-a văzut unde erau la conducere oameni cu gândire managerială. Care până acum știau foarte bine ce au de făcut, și acum, dintr-o dată, nimic din ce știau ei nu mai merge. Și s-au văzut unde au existat uh, organizații conduse de, de lideri, care au văzut că nu mai funcționează nimic, dar nu erau atașați de treaba asta, ci repede s-au dus către oameni. Ce oameni avem, ce putem face, ce oameni ne lipsesc, unde putem să-i găsim, cum putem să-i dezvoltăm, ce, ce, care ar fi posibil, posibil pași pe mai departe. Și am văzut organizații în 2020. Firme, organizații de stat care au dat rezultate, care au arătat că se poate, care au arătat că pandemia asta nu este sfârșitul lumii Ba chiar unii au crescut în, în perioada asta și Pe de altă parte, în același mediu, în același context, alte instituții au, au înghețat complet și așteaptă ca cineva să facă ceva pentru, uh, pentru ei Deci, deci liderii, liderii nu au o problemă în perioada asta N-au o problemă diferită, să zicem, de problemele care le au în orice altă perioadă a anului și anume de a de a, lăta, de a lă, arăta oamenilor cât de valoroși sunt și ce potențial au și ce, uh, câte, cât, câte lucruri minunate pot face în organizație sau în lume acolo unde, în momentul în care iau decizia să, să se crească pe ei pentru ei, nu pentru organizație sau pentru salariu. Îmi place foarte mult perspectiva ta și o împărtășesc. Sorin, să presupunem că am avea în fața noastră un lider care e la început de drum. Acum își începe călătoria și ar trebui să îi dai un sfat. Ce sfat i-ai da unei astfel de persoane? În primul rând, cred că i-aș spune să, să iubească oamenii. Să iubească oamenii. Mai ales atunci când unii dintre ei parcă nu merită să fie iubiți. Pentru că toți, ca lideri, avem mai devreme sau mai târziu în jurul nostru oameni care ne e greu să-i iubim, ne e greu, pentru că parcă, parcă tot ce fac sau tot ce spun sau tot ce gândesc e împotriva viziunii, împotriva creșterii, împotriva direcției în care noi, ca, organiza ca, ca organizație, vrem să mergem și e, 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 e greu. Însă astea sunt provocările reale, să zicem, ale liderului. Să-ți pese să iubești oamenii. Pentru că mai devreme sau mai târziu, oamenii vor simți, vor simți că-ți pasă, vor simți că ești acolo. Că, că, dar nu înseamnă că nu-ți pasă de profit, nu înseamnă că nu-ți pasă de dezvoltarea companiei. Toate astea sunt foarte importante, dar îți pasă și de oameni. Îți pasă și de oameni. Și, și asta cred că le-aș le -aș sfătui pe, 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 pe toți liderii la început de drum. Dacă acum simți că-ți pasă de oameni, ai dă -ți dă-ți ție un bilețel pentru viitor și ai grijă să nu-ți treacă. Ai grijă să nu-ți treacă chestia asta, pentru că e una din lucrurile cele mai importante care, care te va ajuta cel mai mult în viață ca lider. Să-ți pese de oameni și să le arăți non-stop că-ți pasă de ei. Spune-o! Spune-o! Dovedește-o! Arată-o! Luptă-te ca ei să vadă! Nu vor vedea toți, nu-ți va ieși întotdeauna, nimeni nu-i perfect, de-aia e o călătorie, leadership-ul nu este o abilitate care o înveți și o ai. Nu este ceva ce, gata, acum știu leadership. Nu este. Nu e, e. E ceva la care lucrezi toată viața. Toată viața lucrăm să dezvoltăm aceste calități ale liderului, toată viața lucrăm să cunoaștem oamenii, să le arătăm că ne pasă, să le arătăm că, și să-i ajutăm să crească. E. e E ca și dezvoltarea personală. E un proces, dezvoltarea de leadership e un proces care are doar un început. N-are voie să aibă sfârșit. Ai început și continui să crești ca lider tot restul vieții. Mie îmi place când și mă distrez când avem clienți care la testul calităților își dau 10 pe linie. Adică, și am avut periodic se întâmplă. Cum? Eu am nota 10 la, în, în condițiile în care John Maxwell, după. 40 de ani de studiu, de leadership și de lucrat cu companii și construit, vorba aia business de formare în leadership își dă nota 8,5, iese când își face testul, ceva de genul ăsta zicea. Și avem clienți noi în firma X sau Y unde mă duc și fac testul ăsta și ei își dau 10 pe, pe linie, pentru că ei nu văd ce ar putea să îmbunătățească. Și mă distrează, mă distrează treaba asta și de-aia tot timpul recomand când îți faci testul calităților, fă împreună cu cineva care te cunoaște ca să te tragă de mânuță și să zică nu ești chiar 10 acolo. Poate că mai ai un pic de îmbunătățit. <laughs> Pentru că fiecare dintre noi avem de avem de îmbunătățită, la care nu mai are de îmbunătățit. N-am înțeles. N-am înțeles pur și simplu. n înțeles cum funcționează creșterea, n-am înțeles cum funcționează leadership-ul, n înțeles cum funcționează oamenii și, și are nevoie, are nevoie de de, de lucru la propria persoană. Sorin, ce i-ai spune dacă ar fi să ai o discuție cu Sorin Popa de acum 10 ani? Ce sfat i-ai da lui în așa fel încât să-l ajuți în parcursul lui? Băi, uh, fă, da, La mine, uh, eu n-am avut, de exemplu, o problemă legată de a-mi păsa de oameni sau de a le arăta că îmi pasă sau n-am avut o problemă legată de... Uh, cel puțin din punctul meu de vedere. Acum, sigur că dacă ar fi cineva, poate că mi-ar zice un pic, m-ar trage de mânuță. Însă, din punct de vedere al, al integrității, al caracterului, eu am considerat că am stat bine. În schimb, eu n-am stat, stat bine la, la imaginea de sine, n-am stat bine la modul în care mă vedeam, din punct de vedere al competențelor, pentru că eu veneam din IT, eram foarte, foarte bun ca și programator în IT, în ceea ce făceam, însă acolo nu lucram cu oameni. Eu am făcut o schimbare radicală de meserie, să zic așa, adică de la it care stă singur la calculator 8, 10, 12, 14 ore pe zi la, în industria dezvoltării personale, unde non-stop sunt pe scenă, non-stop sunt între, printre oameni. A fost o schimbare mare, trebuie să dezvolt niște abilități care nu le aveam, eu aveam emoții, eu nu puteam să vorbesc în public, eu nu puteam să mă uit într-o cameră. Că stăm acum, când ne-a forțat pandemia să ne uităm în cameră, mi-aduc aminte primele mele filmări, nu puteam mai mult de 10 secunde să mă uit într-un obiectiv. Dacă nu era un om care să se uite la mine, nu, nu, nu mi așa. Dacă erau deja doi oameni, nu mai puteam să vorbesc că aveam emoții. Mm -hmm. Și cumva am avut tot felul de provocări de genul ăsta în zona de public speaking, de a mă conecta cu oamenii. Um, pentru că nu mă vedeam pe mine fiind suficient de bun sau fiind în stare de, de asta și dacă ar fi să am o discuție cu mine de acum 10 ani, efectiv asta mi-aș spune, e în tine, e în tine, trebuie doar să o scoți la suprafață și apasă pedala mai tare. Pentru că am făcut lucrurile care trebuia să le fac, dar le-am făcut, din punctul meu de vedere, prea încet. Ar fi trebuit să apăs pedala și asta e o chestie care o văd la mulți antreprenori, mai ales tineri, la început de drum. Nu apasă pedala suficient de, de tare în, în, în ceea ce fac. Încă tatonează. Au o idee bună, văd că dă niște rezultate, dar cumva nu sunt convinși că aia e ideea. Nu sunt convinși și mai testează și aia, mai testează și aia, mai testează și aia. Ori când ai o idee care, care funcționează și care dă rezultate și care îi poate fi ideea pentru tine apasă, pe dai tot ce ai, dai viața ta, dai dai sufletul tău, dai inima ta. Și mie mi-a luat câțiva ani să înțeleg treaba, treaba, asta. Și dacă ar fi, asta mi-ar spune, a, poți și apasă pe dala mai tare. Sorin, la început de an, de obicei facem o retrospectivă și apoi o, o planificare. Sunt foarte curios, uitându-te la 2020, care din perspectiva ta ne a împărtășit că pentru John Maxwell Team România a fost un an în care ați crescut. A fost ceva ce ai învățat în 2020 și ai vrea să iei cu tine pe mai departe? Nu. Uh. Pot să spun că sunt lucruri care mi s-au reconfirmat în 2020 care le bănuiam deja noi de ani de zile suntem în online mm. fiind organizație răspândită în pe tot globul, în peste 160 de țări, ne e greu să ne vedem fizic unii cu alții, încercăm o dată pe an comunitatea Maxwell să ne vedem în România, suntem 1800 de membri în momentul ăsta, ne apropiem de 1900. Nu, e greu să. Suntem în toată țara răspândiți și noi de 10 ani avem activități în, în online. Întotdeauna am simțit că viitorul este înspre online. 2020 mie mi-a confirmat că așa este. Eu nu cred că se va reveni 100% la ce a fost înainte de, de pandemie. Cred că foarte multe organizații au descoperit acum, în 2020, puterea online-ului și vor vor merge mai departe pe întâlniri online, pe meeting pe activitate online, pe vânzare online. pe Lucrul ăsta mi s-a confirmat și vreau să-l Vreau să-l dezvolt și mai mult în următorii ani în, în organizația pe care eu o conduc. Oricum o făceam, oricum o făceam, dar nu o făceam la nivelul la care știu că aș putea să, să o fac de acum încolo. Deci, online nu este una din lucrurile care mi-au mi atras și mai mult atenția în 2020. Iar un alt lucru care mi-a mi atras atenția și pe care vreau să-l dezvolt și mai mult, deși noi suntem organizații care asta face, sunt. Oamenii și măreția din interiorul din interiorul lor. A fost uimitor să văd chiar la noi în organizație, colegii de noștri din, din organizația Mexor, care sunt la rândul lor antreprenori, au diverse business-uri, cum, cum s-au reinventat, cum au pivotat, cum au făcut lucruri noi, cum au deschis linii noi de producție, au uh, inventat produse, au creat produse noi, servicii noi și așa mai departe, pentru clienților și, și să-mi dau seama câtă. Cât, cât potențial există în fiecare om care ne iese, ne iese în cale. Și îmi doresc să, ca în viitor să creez și să aduc în țară și să. să pentru că sunt parte și din managementul la nivel global, să, să lucrăm împreună, să creăm unelte care să scoată și mai mult la suprafață ceea ce se află în interiorul fiecăruia dintre, dintre noi. Pentru că sunt lucruri fantastice. N-aș vrea să încheiem discuția noastră fără să vorbim și de John Maxwell Team România, chiar dacă am vorbit foarte mult, dar acum vreau să te întreb direct, deși nu era o întrebare programată, dar îmi dau seama că ceea ce faceți voi are un impact extraordinar. Ne-ai spus că imediat atingeți un număr impresionant de 1900 de, de membri. Spune-ne cum îi ajutați voi, pe cei care vin în cadrul organizației și uh, poate e de interes pentru cei care ne ascultă sau ne, ne urmăresc. Da, John Maxwell Team este o organizație de leadership, este o organizație de ridicare a nivelului de leadership. Nu este o organizație pentru conducători sau șef, ci este o organizație pentru oameni care vor să învețe să se conducă pe ei. Avem oameni în ăștia 1900 de membri ai comunității Maxwell, sunt oameni din toate mediile sociale, profesionale, de la studenți care locuiesc cu părinții la antreprenori milionari care conducă multinaționale, avem de toate. Dar sunt, sunt ceea ce ne unește și noi îl numim ADN-ul Maxwell, cultura organizațională Maxwell, este modul în care ne raportăm la, la oamenii din jur, la creștere, la modul în care punem preț pe oameni, modul în care punem preț pe creșterea celor din jur și sunt mulți din ce în ce mai mulți antreprenori în România, din ce în ce mai mulți oameni, avem, avem oameni din mediul bisericesc, avem preoți, avem, avem cadre didactice, avem de toate în comunitatea Maxwell și îi ajutăm să-și ridice acest nivel de leadership lucrând încetul cu încetul la culoarele pe care John Maxwell le-a identificat ca fiind esențiale în dezvoltarea unui lider. Și nu mă refer doar la cele 21 de Calități ale liderului. Mă refer la abilitatea de a comunica cu cei din jur. Mă refer la în cazul în care ai clienți sau subalterni, abilitatea de a pune întrebări, de a face coaching cu un anumit subaltern pentru a-l ajuta să-și ridice nivelul de performanță. Abilitatea de a, de a pune întrebări calitative unui client ca să-l ajut să, să decidă mai bine sau să, să, să descopere care sunt nevoile, dacă și cum îl poți ajuta. Vorbim de, uh, abilitatea, culoar, de abilitatea de a vinde, nu neapărat produse sau servicii, ci de a-ți vinde ideile, nu pe bani, ci pe acțiune, poate, către, către colegi de-ai tăi, către, cum am spus eu, că am fost vândut idei de self-leadership de la 20 de ani. nu, nu Vânzarea nu e ceva ce eu îți dau și tu îmi dai bani, ci poți să să-ți dau o idee și tu mă recompensezi sau mă plătești prin acțiunea ta în urma ideii pe care eu ți-am dat-o ca lider. Și liderul trebuie să știe să-și vândă viziunea, să-și vândă ideile, să-și vândă exemplu celor din jur, nu pe bani, ci pe acțiune din partea, din partea lor. Iar lucrurile astea sunt importante indiferent cu ce te ocupi și în organizația Maxol avem profesori pe fiecare culoare, avem mentori, avem sesiuni săptămânale, avem materiale, avem o grămadă, o grămadă de lucruri și avem și o metodologie de business in a box, cum s-ar zice, pentru cei care își doresc să devină la rândul lor, poate trainer, speaker, coach și să-și dezvolte un business suplimentar. Pentru că mulți din colegii noștri din organizația Maxol asta fac. Adică, își doresc să-și să, să să și suplimenteze veniturile, devenind, predând toate lucrurile astea pe care Maxwell le-a creat în ultimii 40 de ani, predându-le în organizații, în companii, în instituții și așa mai departe. Excelent, faceți o treabă foarte bună, așa că Mulțumesc. felicit. Sorin, ne-ai spus și e foarte clar că ești un om care se dezvoltă și mie îmi place să învăț. De la cum învață alții, așa că n-am cum să nu te întreb ceea ce întreb pe fiecare din invitații mei, cum și de unde înveți tu și poate ne faci niște recomandări, o carte, un curs, vreo persoană pe care ar trebui să o urmărim. Da, noi în, în organizația Maxol avem un pic o abordare poate diferită din anumite puncte de vedere când vine vorba de creștere. John Maxwell a spus de nenumărate ori că nu contează doar ce înveți pe lumea asta, ci contează și de la cine înveți. Mm -hmm. Adică și persoana care îți predă o anumită informație, ți-o predă dintr-o dintr -o perspectivă vibrațională și prin, prin filtrul propriei, propriei sale personalități. Și contează să te uiți și la omul de la care înveți, nu doar la materie și nu doar cât de tare e, lucru, e lucru pe care îl înveți, ci și cât de tare e persoana care ți l-a uh, predat. Și din... și... Pornind de la ideea asta, noi suntem foarte atenți la oamenii pe care îi uh, urmăm, îi ascultăm. Îi, de exemplu, în Maxwell chiar avem o în organizația Maxwell chiar avem o sing o, o, un crez, să spun așa, care spune că uh, vrei să asculți o singură voce în viață. Dacă asculți mai multe voci pe o anumită direcție, mai multe voci pe o anumită direcție vei avea mesaje mixte din punct de vedere vibrațional. Și vrei să asculți o singură voce. O singură voce nu înseamnă neapărat un singur om, dar o singură voce înseamnă mes vibrația mesajului să fie aceeași. Iar noi, de exemplu, eu pe leadership, vocea pe care o ascult este Maxwell și oamenii care lucrează în mod direct cu Maxul în organizație sau în diverse alte organizații, adică care vibrează pe aceeași frecvență de leadership cu Maxul. Există trainer de leadership de foarte mare calitate în mulți care au scris cărți, care au făcut seminarii, care au venit la noi în România, care eu pur și simplu nu mă duc la evenimentele alea. Nu mă duc la evenimentele alea nu pentru că n-au calitate. Au calitate foarte, Unii dintre ei poate chiar la fel de mare ca și Maxwell, ci nu-mi permit eu să mă duc și să mă expun și la alte vibrații, chiar dacă mesajul e calitativ Iar când vine vorba de leadership, eu sunt pe, pe Maxwell Pentru că asta fac de 10 ani și poate că asta mi-a adus și rezultatele pe care le-am le -am avut în ultimii 10 ani Că nu mi-am permis să mă las distras de alte lucruri, Ci unde mai mergem am avut un prieten care mă întreba în urmă cu câteva luni, anul ăsta la ce seminarii mergem împreună și am zis, Mexul o să, o să fie evenimente, o să mergem, o să mergem în state o să vedem pe undeva, bun bun și pe lângă Mexul pe cine mai vedem? pe Mexul și, pe... și o să fie evenimente și o să mergem și o să, bun bun dar nu te saturi dacă, dacă, privești, dacă privești dezvoltarea personală ca pe un concert care gata știu melodiile astea, mai vreau să văd și alte melodii ai ratat esența dezvoltării personale. Dezvoltarea personală nu este despre diversitate, nu este despre hai să mai ascultăm și aia, hai să mai ascultăm, este despre a asculta și a merge pe o direcție până când ai ajuns unde ți ai dorit în viață sau constați că direcția pe care tu mergi nu te duce acolo. Dacă omul pe care tu-l asculți, cărțile pe care le-ai citit nu te ajută, citește altceva. Dacă timp vezi că te ajută și vezi că dau rezultate, mi se pare. Mi se pare un pic uh, eronat să, să mai încerci și în alte părți Deci eu dacă ar fi să vă dau exemple de cărți, v-aș putea da doar exemple de cărți uh, Maxwell Și nu pentru că eu îl reprezint în România, ci pentru filozofia asta de care v-am spus pe, pe, pe zona de leadership, eu eu personal îl ascult pe, pe, pe John și oameni care, care lucrează în mod, în mod direct cu John Maxwell Iar ca Atunci. și cărți, chiar vă recomand, da? dăm voie să, reformulez puțin. Dacă ar fi să-l întreb pe John care e cartea lui preferată, el mi-ar răspunde că cea pe care o scrie acum, ar dăm voie să te întreb pe tine să-mi spui care sunt, și nu o să te întreb una singură, o să-ți dau posibilitatea să alegi trei dintre ele, care sunt top trei cărți preferate ale tale scrise de John Maxwell? Da. Uh, și eu, uh, tot pornind de la vibrația asta, merg pe ideea că cea mai nouă carte întotdeauna e cartea noastră preferată Și am să vă spun și de ce Pentru că, și nu e, o, nu e neapărat o afirmație de marketing aici sau de vânzare Eu nu vând cărți, eu nu mă ocup cu vânzarea de, de, de cărți în România Dar John este genul de autor care e în creștere John e genul de autor care a, și-a spus-o întotdeauna Când el se oprește din a crește și din a se dezvolta el ca individ simte, etic vorbind, că își pierde dreptul de a vorbi despre creșterea altora. Eu nu pot să-ți vorbesc ție și să, -ți, să te influențez etic să fii într-o călătorie de creștere dacă eu nu sunt într-o călătorie de creștere. Și atunci cât timp John este într-o călătorie de creștere și continuă în fiecare an să scoate cărți noi, e clar că cartea care apare acum este rezultatul și este apogeul a ceea ce el a învățat până acum, pentru că nu o să scoată o carte mai proastă. N-am nebunit, dacă scoate o carte mai proastă decât aia de acum 2 ani sau decât aia de anul trecut, el ca autor și-a dat o lovitură. Groaznic în, între ochi. Deci, ultim, tot timpul cea mai nouă carte. Este cartea în care s-a și investit cel mai mult, în care s-a și băgat cea mai, cel mai mult research. Cea mai, tot timpul cea mai nouă carte. Și cea mai nouă carte a lui John uh, n-a apărut încă va apărea luna asta în România, se numește fix, așa Schimbă-ți lumea. Este o carte despre fundație, despre valori. Când vine vorba de, de, de creștere. Abia Aștept să o avem, cred că săptămâna asta uh, apare, uh, va fi, va fi va fi o carte. Despre leadership, dar nu direct despre leadership. Va fi o carte despre uh, valori umane, despre om, în, în, în esență. Pentru că până nu, până nu rezolvăm omul, nu putem avea uh, liderul complet în adevăratul sens al cu, Și aia este uh, una, să zic așa, din cărțile mele preferate. Pot să spun despre Dezvoltă liderul din tine, care a fost prima mea dragoste. Dezvoltă liderul din tine, care acum este la ediția 2.0. Deci, așa arată varianta în engleză. Există Dezvoltă liderul din tine și în, în limba română. Este cartea care pe mine m-a deschis înspre, înspre ce înseamnă leadership-ul de sine, modul în care lucrezi cu propria uh, persoană. Asta ar fi a doua carte, iar uh, a treia carte, cred că este fix uh, cele 21 de calități ale liderului, pentru că e o carte la care pe care nu doar am citit-o, ci, ci astea două cărți de care vă spun dezvoltă liderul din tine și cele 21 de calități sunt cărți pe care le-am predat, pe care le-am consumat, pe care le-am analizat, pe care le-am făcut parte din gândirea mea, din, 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 ceea ce mă reprezintă pe mine ca, ca individ și sunt genul de cărți și cam toate cărțile lui John sunt genul de cărți care nu vrei doar să le citești, ci vrei să le Exersezi, să le practici, să devină parte din tine, să le predeai altora, pentru că atunci când predai ceva cuiva, tu înveți acel lucru mai bine. Deci, și asta am descoperit-o cu mulți ani în urmă: că dacă ajut pe altcineva să asimileze o anumită informație, nu doar el o asimilează, ci și eu o asimilez mai bine. Și nu trebuie să fii trainer sau speaker sau coach ca să predai leadership autentic la oamenii cu care lucrezi, la colegii de servicii, la poți în diverse forme să ai conversații, la masa de prânz. Eu mi-aduc aminte când eram mai tist, la masa de prânz, la restaurant vorbeam de creștere, vorbeam de leadership pentru că era parte din, din mine și ceea ce eu citeam în, în săptămâna aia, mă duceam și aruncam pe masă să văd păreri, să dezbatem, să discutăm. Și asta pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult. Sorin, mi-aș dori foarte mult să continuăm discuția asta. Se vede că ești super pasionat, respir pasiune, trăiești din, din ceea ce vorbești și din ceea ce împărtășești, dar ne apropiem de finalul discuției noastre și aș vrea să-i lăsăm pe cei care ne ascultă sau ne urmăresc cu o idee. Așa că îți dau ție această plăcere o concluzie sau un sfat sau o încurajare pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc? În urmă cu câțiva ani și, și asta mi-a rămas și de fiecare dată când cineva mă întreabă dacă poți într-o propoziție să sintetizezi, să îmi vine în minte treaba asta. În urmă cu câțiva ani l-a întrebat cineva pe John Maxwell în cadrul unui interviu dacă ar fi să lase o idee o idee care să aduc, aducă valoare maximă unui antreprenor care îl urmărește, unui, unui, unui tânăr care e la început de drum, ce -ar, cum ar sintetiza leadership și cum ar, cum, ar, cum ar. ce idee ar transmite. Și mi-a plăcut are mult când el a spus: Nu subestima niciodată efectul compus al consecvenței. Nu subestima nici. Mi mi-a plăcut. Wow! Nu subestima niciodată efectul compus al consecvenței. Cu alte cuvinte, nu te da bătut, continuă să crești, continuă să lucrezi la tine, continuă să te dezvolți, s-ar putea să nu vezi rezultate anul s-ar putea să nu vezi rezultate anul viitor, s-ar putea peste trei ani rezultatele să fie foarte mici, s-ar putea să ai momente de dezamăgire. Nu subestima ce va face consecvența pe termen lung ca efect compus în viața ta dacă te ții, dacă asculți o voce, dacă asculți o vibrație, dacă apeși pedala într-o direcție care merge, dacă acolo unde vezi rezultate, te duci cu tot sufletul tău, se vor întâmpla minuni, pentru că tu le vei face să se întâmple. Asta înseamnă să fii perseverent, consecvent, când vine vorba de creșterea ta individuală și ulterior de creșterea celor din, din jur. Prea mulți oameni subestimează consecvența. Sunt consecvență o perioadă de timp după care încep să, încear, încep să încerce și alte lucruri, sperând că vor ajunge mai repede acolo unde și-au propus. Viața nu este o cursă, este un maraton. Nu, suntem să ajungem, nu trebuie să ajungem repede, nu trebuie să ajungem primii, dar trebuie să văd de la un an la altul că sunt mai bun decât eram anul trecut. Iar personal, pentru mine, definiția fericirii, că de multe ori mă întreabă oameni, ok, cum vezi tu fericirea? Eu cel mai fericit mă simt atunci când sunt pe creștere. Nu când cresc un anumit. Procent sau când se întâmplă ceva major sau nu, când de la un an la altul simt că am, am dat rezultate mai bune decât anul trecut, chiar și mici. N-are importanță. Trebuie să, trebuie să fiu consecvent în a crește, consecvent în a mă dezvolta și asta mie mi dă bucurie sufletească, împlinire, fericire. Faptul că sunt pe creștere, nu faptul că am ajuns uh, liber financiar sau am un business de milioane sau. Sunt oameni care le-au toate alea și nu sunt fericiți. Fericirea este când. când de la un an la altul simți că, că viața ta crește din toate punctele de vedere, financiar, spiritual, intelectual, familial și așa mai departe. Vreau să văd creștere și vreau să fiu consecvent în, în, în asta de la un an la altul. Un ultim lucru, unde te pot găsi cei care vor să afle mai multe despre tine și despre ceea ce faci? Păi, cred că la fel ca pe toată lumea în online zilele astea și în perioada asta, suntem pe Facebook, suntem pe internet, johnmaxultin.ro, este site-ul site nostru și, în general, eu sunt, sunt online cea mai mare parte a zilei. Excelent, Sorin, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea, că ai fost alături de mine și că ai dat așa de multă valoare. Îmi doresc ca cele spuse de tine să fie valoroase pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc. Mulțumesc și eu de invitație și felicitări pentru, pentru ceea ce faci, și pentru modul în care și tu, că apucam să am vorbit un pic înainte, și tu stai consecvent pe, pe direcția pe care te afli, și o direcție tot orientată spre oameni. De, și de am, am acceptat și îmi face mare, mare plăcere să mă, să mă conectez cu tine pentru că uh, eu simt că suntem în același domeniu și anume acela de a lăsa lumea un pic mai bună decât am găsit-o prin a ajuta oamenii să, să crească. Felicitări pentru tot ceea ce faci și mi-a făcut mare plăcere să fiu alături de tine și de ascultătorii tăi. Mulțumesc mult, Sorin! Sper că ți-a plăcut acest episod și că ai luat informații valoroase care să te ajute să crești nivelul tău de leadership și să ai impact în organizația ta. Dacă e așa, apasă subscribe pentru că urmează invitați super interesanți și super valoroși în acest sezon și mulți alții în sezoanele viitoare, așa că ar fi păcat să pierzi vreun episod din acest podcast. Evident că dacă îți place acest podcast poți să-l împărtășești și cu prietenii tăi printr-un share pe oricare din rețelele sociale pe care le folosești. Iar dacă îl apreciezi cu adevărat, lasă-mi un comentariu sau o apreciere sau un review la acest podcast pentru a vedea care e impactul pe care îl are în activitatea ta. Dar până la episodul următor te încurajez să investești în tine și în relațiile cu cei din jurul tău.